Își vor putea lua nepotul cu ei acasă așa cum și-au dorit. Părinții Mădălinei Manole au câștigat în instanță dreptul să-l ia pe băiatul artistei la ei 5 săptămâni pe an în vacanțe. O săptămână iarna, una primăvara și 3 săptămâni în timpul verii. În rest, Curtea de Apel București a stabilit ca bunicii să-și vadă nepotul de 2 ori pe lună, sâmbătă, câte 8 ore. Soții Manole și-au dat ginerele în judecată pentru că, spun ei, Petru Mircea a refuzat constant să le permită să vadă copilul. Problemele au apărut după ce părinții artistei au spus că îl consideră pe soțul Mădălinei responsabil de moartea acesteia.